În ziua voi face etalarea pentru zodia Leu. Pentru luna aprilie am ales o etalare deosebită, analiza relației. Pentru cei care sunt într-o relație, pentru ceilalți voi face etalarea separată. Deci 1. Zece, 11, 12, 13, 14 și 15. O, finalul frumos. Bineînțeles că nu vă așteptați ca această etalare să fie valabilă pentru toată lumea. Deci pentru unii dintre lei care vă regăsiți în această etalare. Fiindcă nu toată lumea nu o să aibă împărăteasa la sfârșit, în aprilie. Poate numai unii. Deci, prima poziție este ce aduceți dumneavoastră leii în relație. Carul de luptă. Dar carul de luptă în această relație este racul. Deci carul de luptă reprezintă racul. Să zicem că poate aveți ascendentul în rac, luna în rac, deci totuși este ceva de legat de zodia rac. Poate fi un părinte, poate fi o persoană, deci sau ceva legat de zodia rac aveți în această relație. Și am putea spune că legat de astrogramă. Deci rac, acest car de luptă reprezintă foarte multă hotărâre, forță, putere de a ține sub control o situație, de a controla totul, de a-mi zice, de a chiar dacă vă doriți și călătorii, poate să reprezinte și dorința de o călătorie în luna aprilie sau în această relație, vă plac călătoriile, dar poate să reprezinte și dorința de a impune printr-un triumf voința dumneavoastră. Și nu-i de mirare la lei. Deci vreți să vă impuneți voința. Vreți să mergeți peste cei care vă pun piedici, vă pun obstacole și să impuneți voința pe care o aveți. Dar acest lucru puteți să-l faceți dacă aveți, vă înarmați cu mult curaj, multă hotărâre, fermitate și vă cunoașteți drepturile, dar și datoriile dumneavoastră. Ce primiți în această relație? Primiți o regină de cupe, un rac. Racul asta reprezintă o persoană, o femeie. Asta primiți în această relație, o femeie legată de zodia rac, ascendent, luna în rac, ultimile grade din gemeni, primele 20 din rac. Deci o persoană foarte hotărâtă, energică, dar sentimentală, romantică, sensibilă, dar în același timp este totuși oscilantă în opinii, în idei, în promisiuni. Este poate relația dumneavoastră. Este o regină de cupe. Ea nu poate să reprezinte pentru un bărbat decât o relație. Pentru o femeie o cunoștință. Dar nu cred că primiți o cunoștință. Deci poate fi vorba despre o persoană din zodia Leu, bărbat. Și aceasta este relația, este partenera. Ce temeri, ce speranțe aveți lei?
Aveți aici nebunul. Nebunul reprezintă, sau hoinarul, ca să nu zicem nebunul, hoinarul reprezintă acea șansă pe care o luați. Deci sperați ca luând această șansă, probabil această relație, să ajungeți la o soluție bună, să vă atingeți un țel, probabil acela de a vă forma o familie. Și toți din jur vă privesc ca pe o persoană aventurieră, o persoană care nu știe ce face, o persoană rebelă, deci am zice neascultător. Și în această relație, totuși, acest hoinar vă spune că Saturn îi deschide tot felul de probleme în față, tot felul de obstacole, și singura lui speranță este la bunăvoința cerului. Deci speră la o bunăvoință din partea cerului. Acesta este hoinarul. Ceea ce obțineți din această relație. Obțineți un 8 de cupe. Multe încercări. Multe ezitări, deci încercați să armonizați relația, faceți tot felul de încercări, să mergeți spre ce sperați, spre ce vă doriți fiecare. 8 de cupe. Momente în care ați zice că vreți să lăsați relația deoparte și să plecați din relație, dar totuși vă pare rău, nu puteți, fiindcă acest 8 de cupe arată și, să zicem, acele supărări pe moment că ceva nu merge, dar și acea senzație că nu puteți pleca din relație, vă este aproape imposibil să plecați din această relație. Vă e foarte greu, dar dați impresia că vreți să priviți spre viitor. Ambii. Ce aduce partenerul dumneavoastră în această relație? Un as de pentagrame. Asul de pentagrame reprezintă o situație bună financiară. Am zice că este ca un fel de talisman al norocului. Dar totuși acest talisman al norocului, deci banii pe care îi primește, poate este o funcție bună, plătită, bine plătită, poate reprezintă niște bani pe care poate să-i primească, bani care poate să-i dea totuși acea șansă de a investi într-o locuință, de a investi în modernizarea unei locuințe, de a investi într-o mașină, deci le-aș face un cadou, dar în același timp vă atenționați acest as de pentagrame că trebuie să fiți foarte prudenți, să aveți o conduită ireproșabilă, fără greșeli, fără imprudențe, pentru a nu avea pierderi. Pierderi financiare, pierderi legate de bani. Ce temeri, ce speranțe are partenerul, are roata norocului? Roata norocului reprezintă acea dorință de a fi bine, de a avea noroc în tot ceea ce faceți. Dar de multe ori unii spun norocul este numai karmic și este în funcție de ceea ce faci. Dacă faci bine, primești bine, dacă faci rău. Deci ne gândim la o divinitate care ne răsplătește, ne dă binele sau răul, în funcție de ce facem noi. Dar alte interpretări ne scoate în evidență și posibilitatea de a ne apropia această roată a norocului de ceea ce vrem noi. Adică să zicem, norocul mai ți-l faci și singur, decât să aștepți numai să vină Dumnezeu de fiecare dată și să-ți dea după faptele tale și după faptele celuilalt. Deci acest noroc, am zice, că ți-l poți apropia singur, dacă îți dorești numai ce este posibil, numai ce este adevărat, numai ce este drept, deci este sfatul. Și ascundeți scopurile pe care le aveți, nu le puneți la dispoziția oamenilor. De asemenea, sunteți foarte ferm în ceea ce faceți, perseverent, hotărât.
astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi, această rețetă va aduce într-un final cheia puterii în palma dumneavoastră. Aceasta ar fi roata norocului. Și cum vă vedeți caracterizat partenerul? Lei, cum vi-l vedeți caracterizat? Păi vi-l vedeți luna. Luna în pești. Luna în pești are un aspect destul de așa deosebit, am zice. Arată aici iluzii, amăgire, iluzii, minciună, bârfe, fantezie, suprarealism, misticism, înșelăciune, am zice că își atrage înșelăciunea, teama, nesiguranță, pierderea echilibrului, rătăcire, marea evadare din întuneric, ieșirea la lumină, recunoașterea greșelilor. Deci, în primul rând, această lună, am putea spune că aceasta reprezintă așa în general. Și sfatul vă este dat imediat, trebuie să fiți prudenți, precauți, fiindcă această lună arată faptul că ceea ce ați început, ce vreți să faceți, călcați, am zice, pe nisipuri mișcătoare, pentru faptul că aveți în jurul dumneavoastră persoane care vă arată ostilitatea în față și vă întind capcane, persoane care vă mint, vă lingușesc și în spate vă bârfesc, persoane nepăsătoare care nici măcar nu privesc spre dumneavoastră, spre cum sunteți, dar în același timp puteți să observați, dacă nu puteți să vă retrageți, este bine să observați, să fiți atenți și să acționați în consecință. Acesta este, să zicem, caracterizare. Deci să observați și să acționați în consecință. Pentru partener, cum vă caracterizează? Un 10 de cupe, Marte în pești. Am zice ca pe o relație, o relație pe care și-a dorit-o, o relație, deci o familie, o familie pe care și-o dorește, cu copii, cu prieteni, înconjurat. Deci este o familie, nu neapărat să zicem perfectă, dar o familie fericită, cu micile ei probleme, micile ei micile neînțelegeri care se rezolvă în timp. Deci o familie așa cum este, deci cu copii, cu prieteni, ceea ce își dorește. Cu ce ochi v-a văzut, deci v-ați văzut, Lei, cu ce ochi v-ați văzut partenerul, cum l-ați văzut? Păi l-ați văzut cu 4 de pentagrame, adică l-ați văzut ca pe o persoană care muncește. Nu prea îi place unde muncește, dar îl interesează banii, preferă să-și ia salariu și asta este bine. Este vorba de soarele în Capricorn, nu este în domiciliul lui, este peregrin, dar totuși arată faptul că este bine. Deci această muncă îi oferă banii și acea comoditate, acea liniște, să zicem, știe ce are de făcut a doua zi, știe ce are de făcut în continuare, este un lucru care apare ca o rutină. Dar și îl interesează foarte mult banii și ține de acești bani, ține, am zice, sub cheie și pare avar. Deci asta văd Lei. Acum, același lucru pentru Lei. Deci, cum, cu ce ochi ați văzut partenerul? Prințul de Băte. Am zice legat de
Săgetător, ultimele grade din Scorpion, primele 20 din Săgetător. Poate fi vorba de un aspect în astrograma personală, ascendentul, mijlocul cerului sau luna, deci legat de această Săgetător. Dar cert este că ceea ce face acest prinț de bâte este o persoană care aduce vești, o persoană care comunică foarte bine, o persoană care se deplasează mult, aleargă mult, realizează venituri, el muncește, deci îi place să muncească, să are ogorul pentru a culege roadele atât în bine cât și în rău. Este o pildă, deci are ogorul. Oricum, pentru a culege roade, că sunt în bune, că sunt rele, este pasional, îi place adevărul și dreptatea, întotdeauna luptă pentru adevăr și dreptate. Acesta este așa cum îl vedeți. Și ce planuri de viitor aveți? Lei, 4 de spade. Planurile dumneavoastră de viitor sunt legate de o situație în care ați fost rănit. Am zice de un 3 de spade, fiindcă întotdeauna înainte de 4 de spade există un 3 de spade. Iar la 4 de spade rămâne să aveți acea, să zicem, meditație, suferință în același timp, regrete, păreri de rău. Aceasta reprezintă 4 de spade. Deci regretele și părerile de rău. Pentru partener. Ce planuri de viitor are partenerul dumneavoastră? Ciudată, o prințesă de pentagrame. Deci, își dorește bani. Își dorește foarte mulți bani. Vrea bani cu orice preț. Și se aruncă cam cu capul înainte. Nu prea ține cont de ce se întâmplă. Fiindcă această prințesă de pentagrame, ea într-adevăr vrea bani. Poate să reprezinte un aspect în astrogramă legat de o zodie de pământ, fiindcă ea nu are un semn zodiacal precis, așa cum a fost de pildă la prințul de bâte. Prințesa de pentagrame, ea nu are un semn clar, dar ea poate să fie legată de o zodie de pământ, ascendent, lună, în mijlocul cerului, deci are un aspect în astrogramă care o leagă de o zodie de pământ, dar și de această dorință de bani, dorință de avuție. Și am putea spune că este tentată să intre în tot felul de asocieri, care mai de care mai păguboase, fiindcă pentru ea arată pierdere. Deci va pierde și această pierdere o duce cam la sărăcie. Deci multă prudență la această prințesă de pentagrame, fiindcă asocierile nu vă sunt favorabile. Mediul pentru lei. Aveți magicianul, Mercur. Am zice comunicare, diplomație, tact, știți să vă folosiți bagheta magică pentru a face legătura între cer și pământ. Sunteți stăpânul materiei, sunteți stăpânul semnelor arcanelor, adică al ideilor, al gândirii, al mentalului, al sentimentelor, al relațiilor, cupele, al creației, pentagramele, dar și al energiei, bâtele. Deci toate acestea vă ajută să protejați drumul, vă ajută să aduceți mister în viitor și am zice că vă susține să vă atingeți scopul, ceea ce vreți să faceți, și este o arcană destul de bună, fiindcă arată strălucire, arată reușită. Magicianul întotdeauna reușește ce își propune, își atinge scopul, deci reușește ceea ce își propune. Deci reacții din mediu pentru partener. Reacțiile din mediu pentru partener este un 6 de cupe. Am zice
Scorpion, soarele în Scorpion. Deci, legat de trecut, cu gândul la relațiile din trecut, la posibilitățile pe care le-a avut în trecut și ceea ce a ales, ceea ce a făcut, dar și, deci, cumva, aceste amintiri de, din, să zicem, din trecut, care vin tot timpul și îl copleșesc, să zicem, deci pe partenerul leilor, deci, sau partenera leilor, fiindcă, din câte văd eu, este o regină de cupe și reprezintă această, să zicem, amintire a relațiilor din trecut, a prieteniilor, poate și a iubirilor din trecut, acest șase de cupe. Și cea mai importantă carte, unde duce relația? Păi duce la împărăteasa, la Venus. Această împărăteasă, ea reprezintă în primul rând abundență, este stăpâna, este mama, este Venus, este, ea reprezintă iubirea maternă, dragoste, dar în același timp și severitate, fiindcă este împărăteasă. Abundență, spor, bine, armonie. Este o arcană benefică, dar și e o arcană majoră. Ea poate să reprezinte și căsătoria, poate să reprezinte o împlinire. Și am putea spune, ca sfat, trebuie să vă doriți întotdeauna ce este posibil, fiindcă este deja împlinit. Trebuie să știți să îmbinați o activitate fecundă cu dreapta judecată din care rodesc operele. Deci, aceasta ar fi pentru lei analiza relației. Vă doresc luna aprilie cu împliniri și numai bine!